Scena politică este în doliu. Ion Diaconescu, cofondatorul Partidului Țărănesc post-decembrist, a murit. Fostul lider țărănist a stins la 94 de ani în reședința sa din centrul capitalei. Aseară acolo a fost loc de pelerinaj pentru cei care au fost aproape în timpul vieții. Chiar aseară, la 8 înainte de a muri, a vrut să scrie niște cuvinte să nu-și mai bată jocurile de partid. După aia că se simte rău, s-a dus după ce a murit. A trăit pentru Partidul Țărănesc, a murit cu el în gând. A fost deținut politic și un om care și-a iubit familia mai mult decât orice. Ion Diaconescu a avut o viață grea, dar a trăit-o pentru idealurile sale și n-a regretat asta nicio clipă. După ce s-a născut lui, el, mama lui bună, a murit, s-a îmbolnăvit de tuberculoză și pe mama lui a putut să o vadă o singură dată, la 2 ani jumate, înainte de a muri cu 2 zile cu a murit. A avut însă norocul să crească într-o familie adoptivă iubitoare, care l-a îndrumat în viață. La 20 de ani a intrat în politică. A fost discipolul lui Ion Mihalache, unchiul său. În timpul comunismului a fost însă aruncat în închisoare pentru convingerile sale politice. Nu a avut urmași, așa că și-a creat o familie în felul său. În familia noastră există o asociație sufletească. Domnul Diaconescu a scris statutul acestei asociații. Și familia, după 17 ani, când a ieșit la pușcărie, deci s-a bucurat imens de mult. L-au așteptat cu statutul scris de el. După Revoluție, alături de Corneliu Coposu și Ion Rațiu, a înființat Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. A fost apoi pe rând președinte al CDR și președinte al Camerei Deputaților. Încet, încet însă partidul lui s-a erodat și apoi s-a scindat, lucru care l-a tulburat profund. Am ajuns la concluzia că cele mai mari șanse de a coagula și a relansa PNţCD-ul în lupta politică le are domnul Victor Ciorbea, care a manifestat cea mai mare dorință de compromis în vederea reunificării partidului. Aproape întreaga discuție a fost consacrată exclusiv partidului. Ultimul patriarh dintre marii patriarhi ai PNţCD-ului și astfel se alătură celor din ceruri în frunte cu Maniu, cu Mihalache, cu seniorul Coposu, Ion Rațiu. Un om blând, un om plin de demnitate și un om înțelept. Nici măcar moartea cofondatorului și mentorului partidului nu au reușit să rezolve conflictul dintre cele două tabere din PNţCD. Astăzi, chiar la căpătâiul lui Diaconescu, adversarii au început să-și arunce cuvinte grele. Luptați-vă cu Băsescu, nu cu cine-i Pavelescu, unde era Pavelescu în 90 sau în 89, când eu am fondat partidul. Liderul țărănist a murit aseară. Avea 94 de ani. Trupul lui Ion Diaconescu a fost depus în această dimineață la sediul PNţCD, partidul pe care l-a condus mulți ani. Toți cunoscuții, colegii și oamenii care l-au admirat îi pot aduce astăzi un ultim omagiu. Andreea Țopan vine cu mai multe informații. Andreea, te ascultăm. La această oră, sediul PNţCD este neîncăpător de apropiați, prieteni, cunoscuți, colegi ai lui Ion Diaconescu, care au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost cel mai mare lider post-decembrist al PNţCD. Au venit foarte mulți apropiați, cum spuneam, lideri politici, dar și foarte mulți colegi, foști colegi de temniță cu Ion Diaconescu, care au împărțit perioada grea de încarcerare. Trupul neînsuflețit al lui Ion Diaconescu va rămâne aici la sediul PNţCD pe tot parcursul zilei de astăzi, dar și în această noapte, urmând ca mâine să fie înmormântat la cimitirul Belu. Andreea, mulțumesc!